Haideți să ne ridicăm, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Din cartea 1 Samuel, capitolul 25, de la versetul 14 începând, până la versetul 35, o lectură puțin mai amplă, dar necesară pentru familiarizarea cu acest text, poate mai puțin cunoscut. 1 Samuel 25, de la 14 la 35. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: iată că David a trimis din pustie niște sori să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși oamenii aceia au fost foarte buni cu noi. Nu ne-au ocărât și nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zid și zi și noapte în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă. Și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgar și a zis slujitorilor săi: luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatul ei, Nabal. I-a încălecat pe un măgar, a pogorât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se pogorau în fața ei, așa că i-a întâlnit. David zisese: în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână pe la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: eu sunt de vină, Domnul meu, îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale, să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci cum este numele, așa este și el, Nabal, adică nebun este numele și este plin de nebunie și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vergi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor răul Domnului meu, să fie ca Nabal, primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta Domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Iartă-te, rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutat în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănânchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștia sufletul vrăjmașilor tăi. Când va face Domnul, Domnului meu, tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima ca vărsa sânge degeaba și ca să răzbuna singur. Și când va face Domnul bine Domnului meu, adu-ți aminte de roaba ta. David a zis Abigailei: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mâna. Dar viu este Domnul Dumnezeului Israel care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este al lui Nabal până la lumina zilei de mâine. Și David a luat din mâna Abigail de ce adusese și a zis: suie-te în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să ocupați locurile. Când aveam vârsta de 16 ani, în casa noastră s-a întâmplat un lucru teribil. Locuiam într-o localitate limitrofă orașului Suceava, localitatea Sfântul Ilie, unde este actualmente biserica în care slujesc. Urma să se extindă orașul din ordinul de sistematizare a lui Ceaușescu în perioada comunistă. Și asta însemna că o parte însemnată a satului, inclusiv casa noastră părintească, avea să fie demolată. Casa aceea a fost construită de părinții mei cu mâna lor. Că tata era la servici, mama tăia bucăți de lemn pe care le însemna cozina avanstata. Și când venea tata de la servici, le asambla și mergea mai departe. Și iată că acea casă părintească urma să fie ștearsă de pe fața pământului.
Mi-am aduc aminte cum împachetam în cutii totul într-o liniște de mormânt și nu îndrăzneam să spunem un cuvânt. Și a venit ziua aceea tristă, foarte tristă, când buldozerele au intrat în casă și totul a fost făcut praf. Dar peste ani am constatat ceva, că există oameni care își dărâmă casele cu propriile lor mâini. Și este ceva mult mai dramatic. Și nu mă refer la o casă făcută din lemn, din cărămidă, ci mă refer la relația familială. Textul pe care l-am citit descrie cum o familie s-a demolat, s-a spulberat din pricina nebuniei, a lipsei de înțelepciune a unuia dintre parteneri. Și cum o altă familie s-a înfiripat datorită înțelepciunei unui partener. Textul prezintă o secțiune din viața regelui David, care, da, era uns ca rege, dar încă nu ocupa tronul efectiv. El umbla ca un haiduc, însoțit de un grup semnificativ de oameni care erau loiali. Și la un moment dat, pentru că erau într-o criză, trebuiau să aibă provizii, cu ce să se hrănească, au apelat la o familie prosperă. Și intră în scenă tocmai familia despre care aminteam. Oameni cu posibilități materiale, oameni care erau în ascensiune din punct de vedere al afacerilor. Dar ceea ce făcea ca această familie să aibă valoare era faptul că soția celui care era capul familiei era o femeie foarte frumoasă. Probabil că în fața unui juriu experimentat al vremii ar fi trecut drept Miss Israel. Însă nu era doar asta. Pentru că, știți, spune Scriptura în cartea Proverbe că femeia frumoasă, dar fără minte, este ca un inel de aur pus într-un loc extrem de nepotrivit. Adică unde? În gâtul unui porc. Pe când, dacă ne uităm la această femeie, ea avea și o frumusețe exterioară care era atractivă, dar avea și o frumusețe interioară care era irezistibilă. Femeia aceasta era o femeie cu judecată, era o femeie înțeleaptă. Și e ciudat că familia aceasta putea să funcționeze. De fapt, dacă e să emit așa o primă teză, este că o familie rezistă dacă măcar unul dintre parteneri are o abordare înțeleaptă. Celălalt ar putea să nu fie cum trebuie, cum este și cazul acesta. Acum, noi știm din Scripturi, tot din cartea Proverbe, este scris, femeia înțeleaptă își zidește casa, dar cea nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Pasajul pe care îl citim nu face referire la o femeie care ar fi fost vinovată de demolarea unei relații, ci de un bărbat. Așadar, iată că ori unii, ori alții ne putem face artizanii unei demolări. Dar pe noi ne interesează cum să construim, cum să consolidăm. Acesta este motivul pentru care v-aș propune să privim în Scripturi și să identificăm trei atitudini care denotă înțelepciune. Pentru că prin înțelepciune se înalță o casă, citea fratele Adineori. O primă atitudine pe care vă propun să observați în pasajul acesta este comunicarea. În familie să nu ne izolăm de partener, ci să comunicăm cu el. La modul concret, să colaborăm, să împărtășim
Să avem acea comuniune de care vorbeam și dimineață. Nabal s-a făcut vinovat de un spirit de independență. Era căsătorit, dar trăia ca un celibatar. De unde știu? Vă spun. Îl vedem singur la tunsul oilor și credem, e scuzabil, că era o muncă mai grosieră, specific masculină. Dar unde îl taxăm și unde chiar se face vinovat, știți unde era singur? La distracție. Era cu băieții, cu cei de seama lui și se bucura de unul singur. M-aș fi așteptat ca în capul meu, alături de el, să fie Abigail, dar ți-ai găsit. Era singur. Cineva spunea că este urâtă singurătatea celibatului, dar mai hidoasă este singurătatea în căsnicie. Să vii acasă și să vorbești cu pereții. Sunt situații de genul acesta pe care le-am găsit încă mine. Mai este știut că, de exemplu, soțiile pe zi, și nu sunt vinovate, așa la structura Dumnezeu, folosesc un număr dublu de cuvinte decât un bărbat. Și noi venim de la serviciu, probabil că ne-am cam consumat cuvintele, și nevasta ne întreabă, cum a fost asta? Și noi răspundem, sec, a fost bine, dar cum a mai fost? Și ea zi. Păi eu când vin dintr-o călătorie și dacă plec singur, vă spun, trebuie să-mi fac repetiții în avans. Știu, trebuie să dau raport. Exact. De ce? Pentru că ea a suferit cât eu am lipsit și trebuie să se bucure și ea de anumite lucruri care s-au întâmplat pe parcursul respectiv. Este posibil ca, de exemplu, la o masă undeva, la o nuntă, în loc să te bucuri, să împărtășești ceva cu soția, să râzi cu alții, să povestești cu alții, sau invers, să-ți abandonezi soțul și să te duci și să vorbești cu... Da? Cred că e frumos să existe acea împărtășire cu persoana cea mai importantă din viața ta. Persoana cea mai importantă din lume este soțul, respectiv soția. De ce să te separi de el? De ce să te blochezi? De asemenea, dacă mă gândesc la aspectul acesta al comunicării, mă uit în pasaj și ar fi necesară și consultarea. Pentru că atunci când a venit delegația de la David, Nabal ar fi putut să spună, stați puțin. Înainte ca să vă dau un răspuns, poate că ar fi bine să mă consult cu soția mea, pentru că în zona este cunoscută ca o femeie tare deșteaptă. Dar ți-ai găsit. El a acționat de unul singur, într-o manieră așa brutală, i-a trimis pe ea repede să se întoarcă la stăpânul lor și consecințele apăreau. E nevoie să, așa cum vorbeam cu frații în sâmbătă dimineață la micul dejun, să înțelegem că noi bărbații suntem cap în familie. E corect. Dar totuși, în anumite situații e corect să luăm niște decizii consultându-ne. Și cu soțiile. Au intuiție feminină, au capacitatea de a vedea din alt unghi lucrurile. Și la urmă, mai suntem o echipă, nu? Spune Scriptura așa, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unui care vor moșteni împreună cu voi aurul vieții. De aceea cred că o consultare, un avans de luarea unei decizii, este corectă și înțeleaptă. Sunt supărat. Am auzit și prin zona noastră, nu știu ce se întâmplă pe la dumneavoastră, dar am auzit, de exemplu, bărbați care pleacă numai ei de ei câțiva, un câr de așa, în concediu și își lasă nevestele acasă. Doamne! Pe cele mai frumoase momente pe care le poți petrece într-un concediu, e normal să le împărtășești cu persoana iubită. Păi eu când mă duc undeva într-o călătorie și frații îmi spun, nu vrei să vizitezi cu tare, nu vrei să vizitezi cu tare. Nu, eu mă închid în cameră, stau cu Biblia. Când îmi spune vastră, pot să mă duc, să mă bucur de ceva. Dar restul nu are niciun sens.
De asta vedeți și această consultare și această colaborare trebuie să fie gustată cu soția. Soțul dinpreună cu soția. Mi-aduc aminte de o relatare. Într-un orășel, primarul localității se plimba la braț cu soția, era o zi de sărbătoare, era așa totul calm și liniștit. Și au ajuns în parcul localității și la un moment dat, de pe o bancă, se ridică un domn și o salută pe soția primarului. Și ea schimbă două vorbe și își continuă drumul împreună cu primarul. Și primarul întreabă, păi, cine e ăla? Păi, un fost coleg de școală. Nu l-am văzut de când s-a terminat școala. Zice primarul. Foarte bine. Și continuă soția. Știi, în perioada tinereții, el m-a curtat și a vrut să fie prietenul meu, să mă căsătoresc cu el, dar am refuzat și m-am căsătorit cu tine. Și cu ea în fază, primarul zice, dacă te căsătoreai cu el, nu mai erai nevastă de primar. Ne se uită la el și zice, știi ceva? Dacă mă căsătoream cu el, acum el era primar, nu tu. Arătând prin aceasta că și o femeie are capacitatea să influențeze. Mâna care mișcă leagănul conduce practic istoria. Și trebuie să înțelegem că, cel puțin în anumite situații, și o femeie, o soție, merită consultată. Dar când vorbim de comunicare, aș mai aborda ceva. Confruntare. Spune Scriptura că vorbirea așa are vremea ei și tăcerea așa are și ea vremea ei. Abigail a fost specialistă în comunicare. A știut când să tacă și când să vorbească. În primă fază, eu când am citit pasajul acesta, am fost puțin deranjat de atitudinea acestei femei, dar după care am înțeles-o. Când a plecat să-l întâlnească pe David, n-a comunicat cu soțul ei, nici nu mai era vreme. Când s-a întors acasă, n-a mai citit textul, că era prea lung, n-a vorbit cu Nabal, pentru că nici n-avea cu cine, că ăsta era beat. Dar dimineață, când s-a trezit, a vorbit cu el și i-a spus, Bob numărat toate lucrurile. Bănuiesc că nu l-a luat cu peria așa să-l muștruluiască, dar i-a spus, fii atent, uite ce s-a întâmplat. Un partener care greșește nu trebuie tolerat, trebuie să îi se spună, cu tact, cu amabilitate, dar trebuie să știe realitatea. Trebuie să știe cum percepe partenerul anumite situații din familie. Și trebuie să ai capacitatea să-l confrunți. Gândiți-vă că femeia aceasta s-a expus unui pericol. De ce? Pentru că ăsta era rău. Ăsta putea să o dea de pereți. Dar ea totuși a vorbit. Gândiți-vă că aceeași confruntare a avut-o în raporturile cu David. Cu unul care era rege, care era înarmat și care avea și în spate o armată. Și o singură femeie se duce și spune stop. Vreau să vorbesc. Și reușește. În viața de familie este necesar lucrul acesta. Mi-aduc aminte de o perioadă din viața noastră de familie, iarăși mă vulnerabilizez. Soția mea mergea așa pe la cursurile acestea cu surorile, cum faceți și voi, și vine într-o zi și zice, băi, hai să ne punem note unul altuia, privind viața de familie. Și ea avea deja, de part, așa, anumite domenii din viața de familie. Măi, interesant. Eu am fost profesor o vreme, am zis, ok, gata, așa. Nu știam ce avea în cap. Și eu am pus așa note cu generozitate, cu note bune, dar ea m-a ars, domnule. M-am clătinat puțin. Am zis, vai. Practic era un mod al ei de a-mi comunica ceva. Că lucrurile din perspectiva ei scârțiau. Cel puțin în anumite privințe. Și ulterior am stabilit să avem ședințe în care să ne spunem unul altuia, fără patimă.
anumite lucruri bune sau rele din viața noastră de familie. Și iarăși ne-am pus note, puțin sau mai îmbunătățit, eram și eu mai mulțumit, dar la un moment dat am zis, hei, dar nu mai ne punem note unul altuia. Și am zis, gata, ajunge. Pentru că, practic, s-a rezolvat treaba respectivă. Dar trebuie să avem curajul acesta de a lua taurul de coarne, de a nu sta și aștepta ca timpul să rezolve lucrurile. Într-o familie, spre seară, a avut loc o ceartă. Și soțul, de supărare, s-a dus și s-a blocat în dormitor, stătea acolo, nu voia să vorbească. Soția, în momentul în care ești supărat, ai mai mult adrenalină, ai chef de muncă, s-a dus și trebăluia la bucătărie, șmotru, făcea acolo. Soțul a remarcat că deja se înserează, e târziu, trebuie să culce, dar dimineața, așa era tradiția în familia lor, soția să-l trezească. Dar el n-avea chef să abordeze discuția cu soția. Dar i-a venit o idee foarte interesantă, genială. A luat o foaie, A4, și a scris pe ea, trezește-mă la ora 5. Și a pus-o pe perna ei. Și alături, pe perna lui, s-a culcat, liniștit. Dimineața se trezește, lumină, cântă păsări, frumos, sare asta din pat ca ars și dă să iasă, să o mustre pe soția lui că nu l-a trezit la vreme și că a întârziat la serviciu. Dar când să iasă, vede că foaia era pe pernă, numai că era întoarsă și scria, trezește-te, este ora 5. Adică așa confruntare, așa răspuns. Cred că niciunul nici altul n-au procedat corect. Dar când sunt situații de genul acesta, trebuie să comunicăm. Înțelepciunea presupune comunicare. În al doilea rând, presupune temperarea mâniei atunci când ea se semnalează. Biblia spune așa, pentru că este vorba de înțelepciune, iarăși. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. Am citat din cartea Proverbe 14:29. O versiune nou testamentară, Iacov spune așa, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Adică să fii mai lent, mai domolit, mai potolit. În limbajul nostru, să nu întețim focul mâniei, ci să îl temperăm, să îl domolim. Cum? În primul rând, cu un ton liniștitor. Vezi cum a venit femeia aceasta la David? Se spune că 38% din procesul de comunicare este influențat de tonalitate. Prin contrast, Nabal era un om aspru. Un om care te repezea. Contează foarte mult tonul. În biserica din care eu vin, e un bătrân, un frate predicator, care povestea o relatare mai de demult, când nu existau telefoane, oamenii comunicau prin telegrame. Un tânăr pe front, mama acasă, văduvă, săracă. Acesta rămăsese fără provizii, fără resurse. Și a trimis o telegramă. Mama neștiutoare de carte, primește foaia de hârtie, habar n-are ce să facă cu ea. Se duce la învățătorul din sat și spune, te rog, citește, am primit o foaie de la băiatul meu. Și ăsta, un om repezit și grăbit era, a luat repede foaia și citește, mamă, trimite-mi niște bani. Și mama zice să o creadă el. Nu trimit nimic. E, dar ce? Eu sunt singură, vai de mine, nici eu nu am, cum să-i trimit lui? Și s-a tot foit noaptea în pat, s-a gândit, mă, poate nu a citit tot, poate nu a citit bine. Aceeași telegramă o ia și se duce la preotul din sat, preot care avea o voce foarte blajină, un om mieros, așa, și ia aceeași telegramă și citește. Mamă, trimite-mi niște bani. He, așa da? E ca același conținut. Dar interpretat altfel.
În viața de familie este important să înțelegem că un răspuns blând, ce face? Potolește mânia. Dar o vorbă aspră? O ațâță. Poți ucide pe cineva cu vorba. Dar iată că Abigail a știut cum să procedeze. Biblia vorbește în dreptul femeilor prin Petru despre un duh blând și liniștit. O abordare din aceasta împăciuitoare, care este dezarmantă. Uitați-vă că David era promis să se răzbune și avea motive justificate. Dar femeia aceasta a știut că prin răbdare se înduplecă un voievod și că o limbă dulce poate zdrobi oase. În limbaj popular românesc, vorba dulce mult aduce. Și a câștigat. De aceea, în viața de familie, este important să știm că orice iuțime, orice strigare trebuie să piară din mijlocul nostru. Și să avem o atitudine din aceasta conciliantă. Cred că vă aduceți aminte de proverbiala Xantipa, soția lui Socrate. Aceasta, când a venit acasă filozoful, l-a luat așa în ture, vorbe. Și săracul, când a văzut că n-are cine să vorbească, în mod normal, s-a dus afară, s-a dus dincolo de gard, s-a așezat jos și stătea liniștit. Și pentru că soția n-avea cu cine să continue gâlceava, a luat o găleată cu apă și a turnat-o în cap, peste gard. Și acesta spune o vorbă care seamănă una filozofică. După tunete și trăsnete, trebuia să vină în sfârșit și ploaia. Și a stins totul acolo. Ați înțeles? Un ton liniștitor. Dar de asemenea, cuvinte potrivite. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur puse într-un coșuleț de argint, adică într-un ambalaj potrivit. Nu le pui într-un coș de paie, că-s prețioase. Uitați-vă la femeia aceasta ce cuvinte folosește. Tu ești unsul Domnului. Tu porți războaiele Domnului. Hei, oprește-te. Îți dai seama care este identitatea ta? Și apoi, de 12 ori, în 7 versete, știți cum îi spune? Cum îi spunea odinioară Sara, lui Avram. Și eu. Ați văzut că și mie mi se cam încălcea limba în gură. Domnul meu, Domnul meu, Domnul meu. Și l-a tot domnit atâta, până când a zis, bă, chiar sunt Domnul. Ok, trebuie să mă opresc. Au fost momente în care și soția mi-a spus, hei, Daniel, tu ți-aduci aminte cine ești? Și am pus frână. La vorbă. Se spune că primii ani de căsnicie, soții folosesc cuvinte pe care și le adresează unul altuia. Cuvinte care sunt cuvinte de dezmierdare. Și în sensul acesta se folosesc nume de animale mici. Puișorule, și așa mai departe. După care se folosesc nume de animale mari. Nu le mai menționăm. Este important să folosești cuvinte potrivite. Și cuvintele acelea să meargă la inimă și să se vadă că vrei o rezolvare a lucrurilor. Apoi gesturi adecvate. Adică el s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat. Ce îmi sugerează mie lucrul acesta? Că i-a arătat prin aceasta că vrea să rezolve lucrurile. 56% din procesul de comunicare este influențat de gestică, de mimica feței. Dacă are loc, să spunem așa, o izbucnire de mânie în casă și unul, să zicem, trântește farfuriile în chiuvetă, se poate întâmpla. Dacă celălalt trântește și el ușa, bum! Ce semne asta? Că și celuilalt nu-i pasă de ce s-a întâmplat. Ba, dimpotrivă, vrea să amplifice conflictul.
Dar dacă tu te duci și încerci să-i pui mâna pe umăr persoanei celelalte și îi cauți privirea, gesturile acestea arată că vrei o rezolvare. S-a întâmplat odată în casa noastră, nu știu, e de mult. Am avut o discuție și nici n-am mai avut timp să o limpezim, că soția trebuie să plece la serviciu. A plecat. Și eu am rămas așa, mă, ce să fac? Mi-am adus aminte că în perioada de curtare îi mai scrieam poezii. Bine. Am zis, bă, hai să fac o chestie. Și i-am scris un mesaj pe telefon. L-am ticluit, am șters cuvinte, am schimbat, am luat. Până când a fost eu în sfârșit mulțumit și l-am expediat. Când s-a întors acasă, gheața era topită. Gesturi adecvate. Să se vadă că dorești o rezolvare. Înțelepciunea denotă comunicare, temperarea și, în al treilea rând, soluționarea. Să nu zăbovim în conflict, ci să-l rezolvăm. Înțelepciunea, spune Cartea Proverbe, 19:11, face pe un om răbdător și este o cinste pentru el ca să uite greșelile. Când apare un conflict, suntem încă în firea pământească. O răstignim, dar își mai arată din când în când colții. Vrem să trăim prin Duhul, dar uneori mai răbufnesc pornirile omului vechi. Și când apar, ce facem cu ele? Mai ales în viața de familie. E bine, trebuie să acționăm grabnic. Spune că a luat îndată, a rezolvat lucrurile. Și David spune, dacă nu te-ai fi grăbit, erați făcut praf toți. Îmi place lucrul acesta. E nevoie de promptitudine în rezolvarea lucrurilor. Sunt bărbați care spun, lasă, e femeie, lasă, mai plâng acolo, să fiarbă în surpruc. Și să îl lași pe partener să sufere. Este un sadism care se poate caracteriza, eu știu, o relație. Și este atât de nepotrivit în viața de familie. Cum? Cu persoana cea mai specială din viața ta, să o lași să fiarbă acolo? Nu. Să n-apună soarele. Sau să nu răsare, vă spuneam dimineață. Rezolvă repede lucrurile. Timpul în sine nu rezolvă lucrurile. Nu te aștepta că o să uite. Nu e adevărat. Trebuie să existe discuții. Apoi, discuțiile acestea trebuie să aibă loc într-un cadru confidențial. Observați, femeia aceasta vine și vorbește cu David la urechi. Spune, destul se știe despre asta că are probleme. N-aș mai vrea să șifonez exagerat imaginea lui. Hai să spălăm lucrurile în familie. Să fie un cadru așa mai restrâns. Să nu știe. Poate, la un moment dat, e nevoie să afle cineva. Poate păstorul, poate. Dar nu te duc cu limba pe umăr, la servici, la toți, la grupul de surori, să vezi tu, bărbatul ăsta, să vezi tu nevastă mea la o discuție, frate. Nu. Caută, dacă spui ceva, spune de bine, nu spune de rău. Eu am mai spus ceva de rău de mine, dar am încercat să nu spun nimic de rău de soția mea. Înțelegeți? E foarte bine ca să rezolvi lucrurile acestea într-un cadru care să facă familia să poată merge mai departe. Și tot aici este nevoie să ne asumăm vina. Eu sunt de vină, spune. Iartă-te, rog, vina robei tale. Vă întreb, chiar a fost vinovată femeia aceasta? Foarte puțin, adică poate deloc. Dar ea a fost dispusă. Partea mea, eu mi-o asum. De obicei, într-o familie, când apare o situație în această tensionată, există o așteptare de la partea vătămată. Zici, el a pornit-o sau ea a pornit-o să spargă gheața. Dar vreau să vă spun că nu prea reușește. Și de ce? Pentru că apasă pe umeri deja un sentiment de vinovăție, de furie, așa. Și este recomandat ca cel care a greșit mai puțin în situația aia să se ducă și să încerce să repare lucrurile.
Și să știți că funcționează. Relatarea se termină ca în basme. Nabal moare, lovit de Dumnezeu. Și Abigail rămâne singură. Și David se gândește, wow, iată, eu peste o vreme scurtă voi fi rege în Israel. Și oare ce primă doamnă în Israel ar putea să fie mai indicată ca aceasta? E și frumoasă, dar îmi place că e înțeleaptă. Și zice, mă, nu vrei să ne căsătorim? Și se întâmplă lucrul acesta. Datorită înțelepciunii ei, nu a lui. Pentru că și-a dat seama că femeia asta, dacă a fost în stare să reziste cu unul ca Nabal și să înfrunte o armată, poate să facă mari sprăvi și în relația lui cu ea. Da? Înțelepciune. Prin înțelepciune se consolidează o casă. Biblia spune de înțelepciunea de sus, care este curată, pașnică, ușor de înduplecat, plină de roduri bune, nefățarnică. Doamne, dă-ne-o! Și dă-ne, Doamne, înțelepciune ca ceea ce auzim despre viața de familie să transpunem în viață. Pentru că dacă procedăm așa, suntem ca cel care și-a zidit casa pe stâncă, omul înțelept. Ajută-ne, Doamne, să fim înțelepți în viața de familie. Cred că această lecție este binefăcătoare pentru fiecare dintre noi și mă rog din toată inima ca, dincolo de predica în sine, cuvintele acestea să aibă ecou în viața practică a fiecare dintre noi. Și în familiile noastre, dacă mai apar tensiuni, să avem harul acesta să le domolim și să ne continuăm drumul liniștiți în viață cu Domnul, pentru ca oamenii din lume să spună, uite ce frumos trăiesc acești oameni, în pace, în armonie, bucurându-se și iubindu-se. Slăvit să fie Domnul. Amin.